Vicepremierul Liviu Dragnea, președintele executiv al PSD și prim-vicepreședintele PNL Klaus Iohannis au stabilit marți care sunt instituțiile care vor fi descentralizate și transferate de la ministere către autoritățile locale. Liviu Dragnea a precizat că s-a convenit ca principiu general ca toate competențele de inspecție și control să nu fie transferate, ci să rămână la nivelul ministerelor. Conform declarațiilor lui Dragnea, transferul competențelor și instituțiilor către autoritățile locale se va face cu asigurarea integrală a resurselor financiare de la bugetul de stat. Fondurile vor fi transferate către autoritățile locale prin legea bugetului pe 2014. Totodată, miniștrii ai căror ministere se vor transfera competențe, atribuții și instituții către autoritățile locale în procesul de descentralizare vor fi invitați la discuții săptămâna viitoare la Ministerul Dezvoltării. Ministerul Sănătății renunță la cele 42 de secții de sănătate publică. O economie de 50 de milioane de euro ar aduce restructurarea acestora și a caselor județene de sănătate, crede ministrul de resort. Direcțiile județene de sănătate publică fără funcțiile de inspecție și control trec la consiliile județene, la fel și centrele județene de aparatură medicală, centrele de diagnostic, centrele medicale și ambulatorii, a spus ministrul Liviu Dragnea. Trecând curtea autorităților locale și direcțiile de tineret, la oaltă cu bazele sportive, taberele școlare, cluburile și casele de cultură studențești. Nu există o strategie la nivel național, trebuie să te întrebi ce faci cu sportul de performanță. Dacă de sportul de masă se poate ocupa orice entitate publică locală, de sportul de performanță deja vorbim de altceva, de cicluri olimpice, de personal calificat, crede Ciprian Paraschiv, director executiv al Direcției Județene de Tineret și Sport. Se vor descentraliza și direcțiile de cultură la pachet cu 170 de cinematografe și terenuri din patrimoniul Ministerului Culturii. Cele mai multe sunt inutilizabile, închise, afectate de litigii revendicate. Ceea ce noi vom încerca la minister este să păstrăm aceste cinematografe la nivelul reglementării, nu al administrării, spune ministrul Daniel Barbu. Agențiile pentru ocuparea forței de muncă ies din subordinea Ministerului Muncii, motiv pentru care autoritățile locale să facă planuri.